Prima, a doua, a treia. Prima. Prima, să citesc. Foarte bine. Ziua. Ziua, cum merge? Ce preferă, faină sau Johnson? Pentru muncă, pentru a pleca din țară, fiind și își fac Johnson. Premierul interimar Florin Câțu a vizitat centrul de vaccinare organizat la Circul Metropolitan București și centrul de vaccinare organizat la Palatul Copiilor. Acesta a stat de vorbă cu medicii și românii veniți să se vaccineze și a dat asigurări că sunt doze pregătite pentru a accelera vaccinarea în perioada următoare. Acesta s-a arătat totuși dezamăgit de faptul că proiectul privind obligativitatea prezentării la locul de muncă a certificatului digital COVID-19 a fost respins de Senat. Pare bine că oamenii au început să conștientizeze importanța vaccinării. Avem dozele de vaccin. Vă spun că veți vedea că în perioada următoare dozele pe care le avem le vom folosi aproape pe toate, ceea ce privește Pfizer, deci tot ce avem și pe stoc și ce primim. Vom suplimenta resursele pentru vouchere, pentru că este nevoie de mai multe resurse. Acestea, rata vaccinării merge peste așteptările noastre și atunci vom suplimenta aceste resurse. Între cele două centre am aflat că, deși am votat pentru certificatul verde în forma în care este, tot ce certificatul verde, forma care este acum la Senat, proiectul nu a trecut. Vom continua la Camera Deputaților, este un proiect important care trebuie aprobat, care ajută ajută România să depășească acest moment și voi avea grijă ca la Camera Deputaților, parlamentarii PNL să fie prezenți, să voteze tot. Vă mulțumesc!